Bună dimineața și bine ați venit la Expoze! Vi s-a întâmplat vreodată să vă certați cu prietenul că stați prea mult în baie sau că nu sunteți gata la timp? Astăzi am câteva sfaturi pentru voi pentru a evita discuțiile de genul. Încearcă să-ți planifici outfit-ul din timp. Dacă știi cu ceva timp înainte că veți ieși undeva, încearcă toate variantele posibile de outfit-uri și alege una. Iar pentru ieșirile spontane, fii mereu pregătită cu 1-2 outfituri de rezervă în care știi că te vei simți bine și îți vin foarte bine orice ar fi, iar astfel ai mereu un as în mânecă. Pentru a-ți aranja părul foarte rapid, dar chic, încearcă să-l prinzi într-o coadă de cal sau împletește-l. Oricât de murdar ar fi părul, aceste două variante arată întotdeauna foarte bine și le realizezi foarte repede. Pentru machiaj vă recomand să abordați un lejer și simplu, puțin corector în zonele necesare, pudră și blush în obraj. Pe pleoapă vă recomand să aplicați fie o bază deschisă la culoare, fie puțin corector. Dacă vă rămân 2 minute, puteți aplica și un ruj roșu. Astfel aveți un machiaj de efect. Cel mai important este să fiți foarte organizate. Eventual, îl puteți vâna când nu este atent, mănâncă sau se joacă pe calculator pentru a vă începe rutina de pregătire. Vă garantez că va fi foarte uimit să vadă că ați fost gata la timp. Joia trecută a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de fashion multibrand de la noi, Gala Avant-Premier. Evident, echipa Expozei a fost acolo pentru a vă face un conspect al evenimentului. La gală și-au prezentat noile colecții designer consacrați precum Natalia Vasilev, Simona Semen, surorile Negulescu, dar și designer tineri precum Alex Tunsu și Florina Ivașcu. Noi am avut marea plăcere de a sta de vorbă cu Alin Gălățescu, organizatorul și directorul galei. Gala Avant-Premier, ediția 12-a, în același spațiu inedit al serelor tăcute de la Bellagio Casa. E o ediție, să spunem, sinteză, în sensul că e cea mai amplă de până acum. Au fost 10 colecții, de obicei erau cam 8-9 colecții, dublate eventual de una-două videouri, dar acum am mers eminamente pe zona de show. Am avut tot așa în loc de 2 debuturi, 3 debuturi. A fost Florina Ivașcu, premiantă la Paris și la Los Angeles, Alex Tunsu, bursier la Londra și M1-2, două tineri talentate din Timișoara, sunt numele noi. Numele consacrate sunt Natalia Vasiliev, Rea Costa, Iris Șerban, Simona Semen, Bianca Pop și lor li s-a adăugat acum Female by Mirela Fraser. Un grup consistent, foarte multe viziuni, 10 colecții, 10 viziuni, o echipă foarte apropiată mie, de oameni care am lucrat încă de la început, Doru pe lumini, cei de la Jets pe păr, Alina Brăilescu pe make-up și cei de la El Paso pe încălțăminte. Fără ei nu se putea face nimic și fără modelele, care au 60 de modele de top, e foarte greu să găsești în România. Iată că noi zicem că cel puțin 3 sfert din ei erau chiar așa. Eu sunt mulțumit, foarte greu. E un eveniment pe care îl susțin integral, așa că nu e deloc simplu, din niciun punct de vedere. Dar merge și o să meargă în continuare, deci o să facem următoarea ediție în noiembrie, Gala Avant-Premier 13. Părul modelelor a fost aranjat de cei de la Get Salon, iar echipa de make-up a fost coordonată de Alina Brăilescu. Pe podium au fost modele consacrate precum Delia Tudose, Măriuca Teiu, dar și alte fete noi și talentate. Cele mai de senzație colecții au fost cea a Simonei Semen, a Nataliei Vasilev, surorilor Negulescu, dar și a tânărului designer Alex Tunsu. Gisele Bündchen a declarat în cadrul unei lansări că Photoshop-ul ascunde tot ce este mai frumos și unic la o femeie. Ea consideră că imperfecțiunile noastre ne fac mai frumoase și mai unice și că acest lucru nu trebuie ascuns. Desigur, ei este foarte ușor să spună așa ceva când are un corp de invidiat și este unul dintre cele mai frumoase și mai renumite modele. Poate că nouă femeilor obișnuite ne-ar trebui puțin Photoshop în viața reală. Eu însă țin să vă reamintesc că, într-adevăr, fiecare femeie este frumoasă cu imperfecțiunile ei și că este important să îți iubești trupul așa cum este el. Iar o asemenea atitudine compensează pentru orice picioare lungi și talie de viespe. Haideți să vă prezint și ceva haios. Săptămâna trecută am dat peste o reclamă de la Windows 8. Este vorba de 3 femei asiatice care au la dispoziție 10 secunde pentru a se machia. Doar una a reușit să facă asta frumos și rapid.
你不报警给你弄，弄，从你不知道怎么出站了，有报的话，你可能你不过了啊。 Nu încercați asta acasă, niciodată! Jessica Alba și-a lansat o nouă gamă de produse organice. Această gamă conține produse non-toxice pentru menaj și produse pentru îngrijirea copilului. Povestea de Honest Company a pornit de la instinctul Jessicai de a-și proteja copiii și de la nesfârșita cursă și goană după produse organice bune. Cum produsele deja existente pe piață cu adevărat organice și naturale nu își făceau treaba cum trebuie, Jessica s-a hotărât să-și facă propriile produse care o vor ajuta și pe ea și pe alți părinți îngrijorați. Din păcate, nu pot da cu părerea despre aceste produse, dar din ce am văzut prin presă, par să rezolve problemele multor mame. Astăzi vă prezentăm două lucruri pe care nu le știați despre apa de mare și vânt. Vântul este un inamic al părului, deși este sexy să ne bată vântul prin păr în timp ce stăm la plajă, așa ca în reclame, dar în acest timp vântul ne slăbește părul și îl face mult mai fragil și îl și usucă. Nu degeaba Grace Kelly și Audrey Hepburn purtau eșarfe. Un alt inamic al părului este apa sărată. Apa îți usucă părul, îi ia strălucirea și vitalitatea și atacă pH-ul scalpului. Un remediu pentru această problemă ar fi să aplicați un ulei de cocos pe păr înainte de a intra în apă. Uleiul va crea o barieră între păr și apa sărată. În top 5 de săptămâna aceasta avem top 5 cele mai bine îmbrăcate vedete de la festivalul de film de la Cannes 2013. Pe locul 5 este Rosie Huntington-Whiteley într-o roche albă până la coapse, fără bretele. Pe locul 4 este Cara Delevingne într-o roche neagră de dantelă, marca Burberry. Pe locul 3 este Jennifer Lawrence într-o roche alb-negru simplă, dar de efect. Pe locul 2 este Chanel Iman într-o roche albă de tip sirenă, cu un sacou tot alb. Ținuta este una foarte sofisticată. Pe locul 1 este Sharon Stone într-o roche albă de tip sirenă, cu trenă și cu spatele gol. Sharon ne-a demonstrat că încă se poate. Atât a fost și pentru săptămâna aceasta. Ideile și sugestiile voastre le aștept pe Facebook, Twitter sau Instagram, iar pe form springând puteți lăsa întrebările voastre. Sper că v-ați savurat cafeaua, eu deja am terminat-o și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă!